chiar trei, dar vreau să accentuez un singur lucru în aceste două versete. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui și drag Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și i-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om din orice popor, neam sau limba ar fi, care va vorbi de rău Dumnezeului și drag Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. Amin. Noi credem că ne încredem într-un Dumnezeu viu. Și așa este. Ceea ce poate pe mulți face să se încreadă în lucrurile de afară care pe moment sau într-o clipită, aș putea eu spune, dau senzația că ar putea să-ți dea sprijin și ajutor. Vreau să spun că lucrurile acestea te țin ca să nu te grăbești să vii cât mai repede la un Dumnezeu care poate totul. Dacă noi vorbim de un Dumnezeu viu, de un Dumnezeu care are întreg universul, nu știu cât este de mare, dar totul este a lui, inclusiv pământul cu tot ce este pe el, ce ar putea să-ți mai ofere lumea de afară, rânduiala de afară, societatea de afară? Vreau să spun că nu mai are ce să-ți dea. Eventual vine să mulgă ceva de pe tine. Dar nu-ți mai dă el, nu-ți mai oferă el. Că îți oferă Dumnezeu. Locul tău, poziția ta în societate este binecuvântată de Dumnezeu. Și nu ești tu cel care primești sau se îndură de tine societatea, ci tu oferi societății. În momentul ăsta, dacă ar fi să trec de la o extremă la alta, normal că societatea are nevoie de așa ceva. Dar tot pentru nevoiași. Că ea face și ea ceva afară. Dacă este să dăm la o parte aspectul ăsta și să-l iau pe celălalt. Împăratul acesta care era un împărat al societății, care este și respectiv acum. Da? Împăratul acesta vede un Dumnezeu viu și lucrător. Și vede că a salvat pe cei trei pe care el îi iubea, că avea nevoie la curtea împărătească, avea nevoie de meșteșugare, avea de oameni discusiți, avea nevoie de oameni în toate felurile, pentru că un împărat are nevoie. Și susținători, și oameni care știu să descălcească lucruri care sunt încălcite, și avea nevoie de acești trei. El se bucură că scapă Dumnezeu, dar vă rog să fiți foarte atenți. Dacă societatea de afară ar spune în următorul moment, și ar zice, cum a zis acest împărat: iată acum porunca pe care o dau. Orice om din orice popor, neam sau limbă, care ar vorbi de rău Dumnezeul bisericii de aici, sau Dumnezeul lui Daniel, sau Dumnezeul lui Nicolae, sau Dumnezeul lui respectivul, da? Să fie făcut bucăți. Ai mai stat tu pe gânduri să te pocăiești? Nu. Ar vrea să spun, societatea de afară îți oferă confort. Și ea te ajută, te sprijinește și încă te bizui pe ea. Dacă n-ai avea pe cine să te bizui, ce ai face? Ai merge undeva să-ți cauți un loc pe cine poți să te bizui. Că n-ai putea să-i zbutești de un singur. Și dacă cei de afară ți-ar spune, dacă nu te pocăiești, vei fi văcut în bucăți. Dacă nu te închini înaintea Dumnezeului acestuia viu pe care ei îl propovădesc, ești gata. Ai mai stat pe gânduri? Și iată-te, totuși, în zilele noastre de astăzi, ai posibilitatea. Pentru că Cuvântul Lui Dumnezeu este drept și Dumnezeu nu rămâne de rușine. El spune, îți pun în față, omule, viața și moartea. Eu nu te oblig. Și niciun împărat nu o să vină să te oblige. Dar tu alegi, și în seara aceasta aș dori să alegi, închinarea ta să fie făcută într-un chip plăcut Domnului. Tot ce faci tu să fie plăcut Domnului. Domnul să ne binecuvinteze. Să ne dea gândul veșniciei. Să-L slujim pe Dumnezeu cu toată inima și cu toată ființa noastră. Și o mână de oameni, dacă suntem și ne unim în lucrare, în lucrarea lui Dumnezeu, care Dumnezeu nu lasă nimic nerăsplătit. Și în cele ce urmează, vei vedea binecuvântarea ta.
Vei vedea poziția ta, vei vedea ceea ce Dumnezeu face pentru tine și nu omul. Chiar dacă vei merge la om, nu vei merge cu încrederea în om, ci vei merge cu încrederea în Dumnezeu și Dumnezeu va lucra. Domnul să binecuvinteze pe fiecare din noi cu putere de lucru. Domnul să ne dea îndemnul acesta în inimă să slujim. În cele ce urmează vom da